Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutine și toate le plinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă frădăregile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Ce bine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Ce vine într-un numele Domnului. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință drept credincioșilor asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bună voie. Poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea cea făcătoare de viață a bunătății Tale, pe care ai dăruit-o nouă nevrednicilor, Doamne, Ție o aducem cu rugăciune. Mântuiește pe poporul Tău cel credincios pentru născătoarea de Dumnezeu. Are toate limbile lui nestricăciunea strigăm, cel ce prin cruce moartei stricat și pe noi din neșelăciunea și chinurile diavolului ne-ai liberat. Doamne, slavă Ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru preasfințitul episcopul nostru Benedict Bistrițianul, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, credincioși care s-au adunat aici, a tuturor celor care s-au ostenit cu ridicarea acestei cruci, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit locul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, plin și lesne, iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvintează. Cel ce pe lemnul crucii pentru mântuirea noastră s-a răstignit și moartea a binevoit a primi și a treia zi din morți s-a înviat, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, ale Sfântului Cuvios Moise Etiopianul și ale tuturor celor împreună cu dânsul astăzi pomeniți și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, au bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernice Părinte Protopop, preacucernici Părinți, Domnule Primar, iubiți frați și surori. Este un moment foarte intens, cel pe care l-am trăit acum, îl trăim în aceste momente, stând la umbra crucii și vă mărturisesc că sunt și nostalgic, venind, sigur, de la țară, dintr-un sat de munte, mă consider un om al munților și mi-aduc aminte cu atât de multă bucurie, ziceam și nostalgie deopotrivă, cum efectiv ne odihneam la umbra crucii și ieși acea cântare frumoasă, la umbra crucii tale, nu? Ei, ca să înțelegem și mai bine ceea ce s-a întâmplat aici, voi puncta doar trei lucruri, foarte, pe scurt așa, lucruri cuprinse de altfel în rugăciunea pe care am făcut-o. În primul rând, crucea este semnul cel mai evident al felului în care Dumnezeu este și al felului în care Dumnezeu vine pe pământ. El vine răstignindu-se și dacă vă uitați la Domnul răstignit pe cruce, El îmbrățișează lumea. Și zicem, îmbrățișează Bistrița, îmbrățișează Maramureșul, dar îmbrățișează lumea întreagă, pentru că aici, într-un fel, ne-am și rugat Dumnezeul marginilor pământului. Este, într-un fel, o margine de pământ aici, sau vârful pământului, cum să zicem. Și în sensul acesta ne arată că avem un Dumnezeu care ne iubește și faptul că îl vedem răstignit, înțelegem ceva în plus. Că nu ne iubește doar cu împătimind de departe, ci ne iubește trăi cu noi suferința. Adică nu avem un Dumnezeu mândru. Avem un Dumnezeu smerit care stă tot timpul de partea celor care suferă, stă tot timpul de partea celor asupriți, de partea celor care trec prin dificultăți. Este semnul nostru, cel mai puternic semn al nostru, tocmai pentru că exprimă ceea ce este cel mai puternic în lumea aceasta și ceea ce este cel mai puternic și în lumea viitoare, și anume dragostea. Noi știm de la Sfântul Pavel că singura dragostea rămâne dincolo, celelalte sunt doar pentru lumea aceasta. Apoi de aici încolo, cea de-a doua semnificație, este cea cu referire la credința noastră. La credința noastră însemnând că noi vrem să se vadă de departe, că este felul nostru de a fi, pentru că credința se suprapune peste viață, iar nu este pur și simplu
o adeziune, cum ar zice unii, la o anumită învățătură, ci este o adeziune la o anumită învățătură care se întrupează concret în viață. Și de aceea vedeți că cei de dinaintea noastră au pus peste tot cruci troițe, cum le numim noi, tocmai pentru ca să se vadă. Noi suntem așa. Noi vă privim și pe voi, dar noi așa suntem. Și este felul nostru de a fi. În sensul acesta este semnul credinței. Semnul credinței și vedeți că mai ales la răspânde, dar mai ales la munte. Când oamenii urcau la munte, puneau tot timpul cruce pentru că în sensul acesta se exprima credința, dar în același timp, în sensul acesta, ei se simțeau și ocrotiți de cel în care ei credeau. De aceea vedeți peste tot unde te duci, există cruci de zeci sau sute de ani, sau dacă nu oricum, există cruci care le înlocuiesc pe cele de sute de ani. Și în felul acesta vorbim și despre titorie, chiar dacă totul se întâmplă la timpul prezent cumva, titori sunt și cei dinaintea noastră, sau mai ales cei dinaintea noastră, și zic și mai mult decât atât, titori sunt și cei care vin după noi, pentru că până la urmă o cruce în felul acesta așezată, dacă depășește și geografia, depășește și timpul, într-un fel. Și apoi, și în sensul acesta vine și cea de-a treia semnificație, ziceam, a crucii, este o crotire. Oamenii au pus cruce ca să se simtă foarte ocrotiți, să se simtă ocrotiți de Dumnezeu. E ca un, vine să zic așa, e ca un paratrăzne. Vedeți că dacă Domnul a trăit toată suferința umanității, răstignindu-se într-un fel, toată suferința vine în El și vine în cruce. E un paratrăzne pentru noi cei care suntem de o parte și de alta. În felul acesta ne simțim învăluiți, ne simțim mângâiați. Și de aceea am zis că în jurul crucii, oamenii se odihnesc. Unii fug de cruce, dar noi cei care ne apropiem de cruce, noi ne odihnim. Cine fuge de cruce acum, și în sensul teologic, dar și în sensul simbolic sau practic, fuge de odihnă, fuge de responsabilitate, fuge de viața însăși care presupune și crucea. Însă cine se apropie de cruce, trăiește această asumare, această responsabilizare și în primul rând și în același timp sau în consecință, zic, vine acea odihnă care e atât de importantă. Să nu uităm, și dacă uitați ceea ce v-am spus celelalte, la cruce ne odihnim, e foarte important și cred că în mod deosebit aici ne odihnim. Nu știu, vă felicităm pentru lucrul bun pe care l-ați făcut, pe cei care sunteți aici și ați participat și ne gândim și la cei care au participat și sunt acolo sus la Dumnezeu. Odihna e pentru toți. Vedeți, pentru noi pe pământ e temporară, dar pentru ceilalți e veșnică. Ca așa ne și rugăm la slujba înmormântării sau parastasului, pentru odihna sufletului. Da? Vedeți că Domnul îngăduie și aici un pic de odihnă. Ca... De glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece. Și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpa se vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici, setea își vor fotoli. Peste acelea păsările cerului vor locui. Din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții, din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre slujba oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipăruș, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. Nu s-a întuneric, nu s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor să vor culca. Nici omul său la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele făcut. Umplutul s-a pământul de ziderea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, palaul acesta pe care îi zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața ta se vor lua vei după lucru să vor spărci și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slavă Domnului în veac.
veseliseva Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face fel de se cutremură, cel ce se atinge temul și fumegă. Cânta voi, Domnule, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătuși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletele pe Domnul. Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru toată lumea Lui și zicem pentru ceea ce s-a întâmplat aici și pentru darul Lui pe care mi l-a dat când la, nu știu cât, 1000 și de metri altitudine. Așa că vă mulțumim și că ne-ați provocat și vă suntem recunoscători pentru această zi absolut minunată și să vă răspătească Dumnezeu jertfă și să vă răspătească în toate zilele vieții voastre. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze la mulți ani, cum să vă Logo.